În ședință ordinară Consiliului Județean Maramureș, care a avut loc vineri, 29 iunie, președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea, a făcut câteva precizări cu privire la proiectul privind sistemul de management integrat al deșeurilor din județ, unul dintre cele mai importante și complexe derulate de administrația județeană. SMID vizează gestionarea deșeurilor de la momentul în care sunt aruncate de către populație până la depozitarea lor într-o formă finală. Acesta are două componente, una ce ține de colectarea deșeurilor și una de depozitarea lor. Și dacă pe segmentul colectare lucrurile intră în linie dreaptă, pe partea de depozitare sunt probleme. Deșeurilor reprezintă depozitarea de la Fărcașa, unde și acolo sunt două componente. Primul rând, parte de echipamente, stație de tratare mecanico-biologică și toate celelalte procese necesare până la urmă de prelucrare a deșeurilor până când ajung să fie depozitate și construcția efectivă a celulelor de depozitare. E, aici este blocajul pe care îl avem, construcția celulei finale, adică ultima componentă din întreg sistemul. Restul, toate celelalte sunt deja finalizate. Aici știți foarte bine, am avut un teren, un amplasament prost ales la Fărcașa, nu l-am ales nici eu, nu l-am ales nici domnul Mișulec. L-au ales alții în alte perioade de timp, au existat opoziție, oamenii locului, în Consiliul Județean, nici eu n-am fost unul dintre susținătorii acestui proiect. De asemenea, trebuie închise rampele temporare de la Teplița din nordul județului și cea de la Groș de lângă Baia Mare, care trebuiau utilizate timp de 3 ani. Pentru a avea o nouă soluție de depozitare, de a găsi o soluție temporară pentru deșeuri până când le vom depozita în Fărcașa, am identificat o nouă tehnologie împreună cu operatorul pentru deșeuri, cu cei de la Drusal. Vom avea o soluție suedeză fabricată în Suedia, care în 1 august va fi montată efectiv în județul Maramureș. Este o soluție în ceea ce privește deșeurile din întreg județ. Se colectează, ele se compactează, se înfoliază, se fac așa ca niște coconi, se depozitează pe o platformă betonată, urmând ca ele să nu aibă deloc contact cu mediul înconjurător. Nu mai vorbim despre poluare, nici a solului și nici olfactivă sau nici măcar de un disconfort vizual. Șeful administrației județene a arătat că această soluție temporară a fost implementată deja în mai multe state europene. Pentru stocarea temporară a deșeurilor în această formă se poartă discuții cu primăria municipiului Baia Mare, renunțându-se la demersurile inițiate la Lăpușel.